Salut, săgetători! Voi face citirea pentru săptămâna 7 august, 13 august, o săptămână în care Jupiter este, am zice, frustrat, este în Taur și veți primi la horoscop, dar toate horoscoapele, de fapt, au mai mult în vedere ascendentul decât zodia. Adică trebuie să căutați să vă regăsiți atât la zodie cât și la ascendent în primul rând. Fiindcă aceste case cât de cât sunt stabilite în funcție de ascendent. Haideți să vedem, deci, această săptămână cum va fi pentru voi, săgetătorii. Plină de speranțe, vă puneți speranțe. Speranțe în a vă proteja calea în viață, drumul în viață, privind spre soarele dreptății, să primiți știința adevărului. Aceasta ar fi speranța, vărsătorul. Speranța de a vă contopi cu natura, speranța de a curge această energie a naturii prin venele voastre, de a vă reface. Deci, este această stea. Să vedem voi. Aveți un rege de spade, vorbim de un bărbat în vârstă, cu ascendent zodie în vărsător. Un bărbat care își impune foarte mult o atitudine față de voi. Este vorba de principii, de legalitate, ceea ce am putea spune că încearcă să vă transmită și chiar vă transmite. Sau unii dintre voi aveți, eu știu, ascendentul în vărsător și voi vă regăsiți foarte bine acolo la vărsător. Deci, este totuși o persoană rece, o persoană care nu va stagna prea mult în jurul vostru, va prefera să se retragă, preferă întotdeauna singurătatea. Șasele de bâte arată blocajele pe care le aveți. Sunt blocaje care pot fi depășite numai prin dreptate, adevăr. Este o casă a fericirii. În tot ceea ce pentru voi reprezintă fericire, am putea spune că aveți aceste blocaje puse de anumite persoane care își doresc să vă aducă aceste blocaje într-o iubire, în creativitate. Poate că aveți un hobby, o creație, ceva și această creativitate este, am zice, obstrucționată de aceste persoane, unde vă aduce blocaje. Cunoașterea pentru voi vă deschide drumul spre a afla un secret, spre a afla de o trădare. Este vorba de treiul de spade într-o zonă a spiritualității, a religiei, a filozofiei, dar și a călătoriilor lungi, unde o să simțiți această trădare, am putea spune. Resurse, loc de muncă și carieră. În resurse, ceva se întâmplă. Voi aveți aici un blocaj. V-ați dori să ajungeți, să finalizați ceva, să ajungeți să vă atingeți un scop. Dar acest scop este blocat de acest râu. Ar trebui să vă întoarceți înapoi, să căutați soluții, să treceți acest râu folosind cele două cupe pe care le aveți de rezervă. Deci acesta ar fi principalul aspect pentru resursele voastre.
În schimb, la locul de muncă, veți avea de făcut o alegere. O alegere între viciu și virtute. O alegere între două drumuri opuse. Două situații opuse. Nu puteți păstra, cum să spun, să lăsați să nu faceți această alegere. Este o alegere care se impune. Va trebui să finalizați această alegere, îndrăgostiți. Deci, sfatul arcanei este alegeți lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai mult în timp decât un lanț de fier. Acesta ar fi principalul aspect pentru îndrăgostiți. Deci, la locul de muncă, sau poate îl fi legat de un aspect de sănătate. Dar tot la fel trebuie să alegeți între viciu și virtute. Cariera, menirea voastră este să aduceți rațiunea. Deci trebuie să aduceți această rațiune în cariera voastră. Asul de spade, să aduceți spada, să impuneți această rațiune celor care v-au ținut în stagnare. Acest as de spade arată în primul rând posibilitatea voastră de a vi se face dreptate. Spada este egală balanței cu spada, deci dreptății, care poate să facă dreptate pentru voi, pedepsindu-i pe cei incorecți și ajutându-i pe cei drepți. Comunicare, contracte, relații. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, voi aveți o inițiativă. Este o inițiativă care să vă aducă în această comunicare la o dezvoltare, la o expandare a comunicării, astfel încât chiar să aveți un câștig, un oarecare câștig. Deci un trei de monede. Un câștig care poate să dezvolte în timp și să fie foarte benefic pentru voi. Doiul de spade referitor la contracte, asocieri, procese, arată faptul că veți avea o alegere de făcut între două lucruri identice, între două contracte identice, între două asocieri la fel, care nu se deosebesc prin nimic. Deci este un moment în care voi nu veți putea să faceți alegerea, adică dacă sunt două situații identice, veți gândi în final, dar de ce să mai schimb ceva? Rămân așa și aștept și voi vedea ce se întâmplă, fiindcă este totuși un moment de stagnare. Doiul de spade este o stagnare în viața voastră până când se rezolvă de la sine această situație. Relațiile voastre sunt relații de generozitate. Voi arătați generozitate pentru ceilalți, dar și ceilalți pentru voi. Deci amice că este o stare de bine, o stare prin care voi dăruiți câțiva bănuți sau o șansă pentru cineva pentru a arăta ceea ce poate sau voi primiți această șansă. Familia, căminul, schimbări, transformări și sacrificiul vostru sau secretul, am zice mai bine, secretul vostru. Și iată că în familie s-ar părea că vă doriți dreptatea. Această balanță cu spada să vă facă dreptate. Dar întotdeauna, dacă vreți să începeți un proces, trebuie să vă gândiți la forța de reacție a celuilalt, la posibilitățile pe care le are, dar și trebuie să vă gândiți la legile după care se judecă și să nu uitați niciodată de dreptatea și adevărul divin. Sau poate că voi deja sunteți în stadiul în care vă doriți această dreptate și adevăr
divin. Legat de schimbare, transformare, am putea spune că această schimbare, transformare vine exact această furie. Deci, ați așteptat, ați trecut prin multe, ați acumulat multă furie, astfel încât, într-o discuție cu o persoană, vă schimbați și din acea persoană, așa cum sunteți voi săgetători, echilibrată, să deveniți dintr-o dată o persoană, care își revarsă toată furia. Dar să nu uitați că și celălalt a acumulat la fel furie și tot la fel va proceda, astfel încât veți ajunge la despărțire, fiindcă întotdeauna cinciul de spade anunță o relație care se rupe. În ceea ce privește secretul vostru, un nouă de monede, poate că aveți o activitate misterioasă, ceva care este ascuns, ceva care poate să vă aducă resurse, nouă de monede, și aceste resurse vă dau o stare de bine, puteți să le folosiți și puteți să vă simțiți bine cu acești bani, să-i investiți în voi, în primul rând, în lux, în bun gust, în tot ceea ce vă doriți voi. Aceasta a fost citirea pentru voi. Dacă observați principalele arcane majore care își impun amprenta pe această săptămână, îndrăgostiți care vin cu o alegere, dar și justice, dreptatea. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și nu uitați dacă vreți să ajutați acest canal și v-a plăcut citirea pe care am făcut-o, puteți să vă abonați, puteți să dați un like, puteți să trimiteți mai departe, nu vă costă nimic, dar ajutați canalul să se dezvolte și vă mulțumesc!